doi dulăi mari. Dar ce face, mă, tancur? Serios? Au, ah, ceva din casă. Ei? Ba, să mă bucur de valea astea, așa aș vrea să mă opresc o leacă. Să mai bea niște apă, dar nu vreau să mă bucur de vale cât mai am. Că după aia sigur mai am de urcat ceva. Ah, vine, uite, deja acolo, vede o leacă drept. Bă, în stilul ăsta ajung destul de rapid la Soloneț. Dar e bun, hai că mă bucur că am venit pe partea asta. Chiar nu aș fi vrut să urc dealul ăsta pe asfalt. Mult mai fain în partea asta. A rămas o piatră lipită de cauciuc. Tot se aude. A, am văzut pe stânga o casă părăsită, nu e părăsită, una veche. Era faină. Da, nu mai țin așa unii ui camera, că nu e din joacă cu aștept pe aici. Totuși, nu a fost așa de aglomerat drumul ăsta, vă, că momentan. E acceptabil și cei care au venit s-au dat așa la o parte. Deci nu a fost problemă. Da, dăm pe un drum de pod și aici nu avem prioritate. Să oprim așa, să vedem, vine vreuna, nu vine nic. Să văd pe aici printre să eu. Se vede fain în partea stângă. Dealuri tot frumos. Și aici am iară numai asfalt. Ăsta drum știu că e o leacă mai pustiu. Bine, n-am fost niciodată pe partea asta. Da, e o leacă mai pustiu. Deci a fost superb în Cașvana. Totuși n-am fost pe partea unde era cel mai principal drum, la primărie, pe acolo. Dar pe unde am fost, destul de acceptabil. Deci nicio problemă. Mai rău a fost în partea aia de la Todirești. Pericol acolo. Așa. Acum ajung în Humoleni, parcă așa era. Și o să trec pe lângă un monument a eroilor. Da, momentan scrie că am 57 de kilometri cu 3 ore 37 de pedalat. În total cred că sunt aproape 3 ore 50. Am mai stat așa. Aș putea să scurtez drumul, să-i dau mai tare la pedale, dar vreau să mă bucur de el. Așa cât mai este. Mai prind o vale așa frumos. Și e altceva. Nu vreau traseul ăsta să-l fac pe viteză. Vreau să fie acceptabil. Iar de scria aia, era un semn scria, care scria Cacica 10 km. Aș putea ajunge și până la Cacica, dar nu mai. Să mă fi dus pe lângă biserica aia catolică. Nu mai. Eu pe aici în continuare. Ne-am programat. Și intrăm în comuna Comănești. 2.5 km. Da, am trecut doar așa o mică parte prin Comănești și acum o luăm spre Era mai tot cum se cheamă. Și acum o luăm spre Humoreni.
Tecile, Biserica de Lemn, Biserica Duminică, Salina Cacica, Stejaru. Cacica 6 km. Uite, bă, ce e asta? Da, mai casa. Ce-ți fac el mai multe pe aici? Uite, panouri. Și colorate panoul ăla. Trebuie să fie de la Hogeaga. Nu știu ce-s cu numerele astea pe stradă. Era parcă 8, 9, 6 acum. Era bine, era 7, da. Ok, e blocat la 6 acum. Uite, 5. Uite, și 1. Ziua. Ha-ha. Asta-i faină. Da. Nu te băga în față, nu te băga în față. Și ăsta, școală gimnazială. Ce faine. Avem iar o trecere de cale ferată. Să vedem. Am fost vreodată pe aici, nu cred. Stai un pic, trebuie să eu am fix la trecere. Nimic. Și aici tot înainte. Altă vale faină. Bă, niște căzi vechi pe aici. Mai ceva părăsite, parcă văd. Aici un râu. Dar s-a terminat asfalt, nu e fain. Aici o înalțat casa. Aici nu așa, cât de cât mai veche. Cumva asta e bine, anii 2000 ceva gen. Dar uite și acelea de ta mai se pregătește. Asta e din anul 2050, că e. Da, pe drumul ăsta tot o iau înainte, va, iar am de urcat cât o leacă. Da, cel mai mult am urcat, pot zic eu, pe traseul ăsta. Oricum, traseul ăsta e destul de ușor, nu a fost cine știe ce dealuri mari, încât să nu mai poți. Au ceva din casă. Ei? Au aruncat unul cu un măr. Era să vii în mine. Bă, când zici că ai scăpat de... S-o fi aruncat după câini și-o greșit. Ce pot să zic că-i? Chiar urc. Traseul ăsta e numai de urcat. Și ăsta e un deal destul de mărișor. Așa, ala ca și cum s-ar pregăti. Nu mai sunt câțiva mici. Vedem și bicicletele mâncate pe acolo. Uite, câte spate. Uite, aici. Mamă, dar uite, în dreapta ce fiind se vede. A, serios. Uite,
ceva cățuță după mine. Vino coace. După atâta urcare, am și o mică coborâre acelea. Sper să-i tot în regulă prin satele astea, că ceva ciudat pe aici. N-am mai întâlnit așa ceva. Altceva, oleac. Comuna Bălăceana, nu bine. Am intrat în comună, că deja avem asfalt. Eu pun niște gânsaci. Mă atacă și ăștia. Ia, uite ce. Uite și la drum că era mă duceam în șanț. Dar e fain, e? Ar că am trebuit să... ce asta? Poliția? Biblioteca comunală? Cămin? Aici? Primăria? Nu-i corect, trebuie să merg la vale. Hai, moșu. Deci, casă veche. Fain. Poate merg și o leac la răcoare. O leac așa prin pădure. Ce tip de podă e asta? Dar iar am doar deal. Iar am întâlnit unul care vinde produse pe stradă. Avem hărbuz, pepeni și tăticele. Bă, da, mi-e întorcătura asta, mi-e cunoscută. Nu. Seamnă cu aia de la Fălticeni, este o curbă. Tot ceva, nu e bine, nu e așa, dar aproximativ. Comuna Bălăceana, stația 3. Am scăpat și de dealul ăla. Ferestre, uși, PVC. O grămadă de construcții pe aici. Ia asta o casă în stânga, de ta mai casa. Aici e mai, nu e așa mare. Căs mai mici. Da, drumul ăsta e mai aglomerat, așa. Și pe aici încolo ajung la Ilișești și o iau spre Europeană, o bucată de timp. Hai să vedem cum se comportă drumul ăsta. Sper că o să fie totul bun. Să văd eu cum scap de Europeană. Bine, am un tir. De unde vin tirurile astea, bă, că nu am văzut nici ca încât să meargă pe aici. Hai, treci.
Așa am ajuns la European Hiding Company. Parcă mi-a n-o sală europeană asta decât aia de la Fălticeni. Ia o ce muzică are pe aici. Ia să vedem. E bun. E bun. Momentan e bun. Uite măcar am așa un acostament aici frumos, destul de larg. La o asfaltare recent aici. A? Cred că da, n-a mai fost de mult. Păi, dar îmi place, dacă ține așa de drumul, nici măcar nu mai știu, dar am mai trecut pe aici, da. N-am băgat de seamă. Deja câinii pe mine. Caut alt traseu de foc. Hai să vedem pe unde mai pot să o iau. Să ajung pe dealul ăla. Văd și aici la dreapta un mic drum și am sărit aici. Ia să vedem. Sau gemolea că la trăiți asta. Ha, ha, ha. Aici poza că e destul de fain aici. E bun și drumul cealalt. Trec numai bine pe lângă stână, n-am nicio treabă de acum. Așa am văzut așa o mare parte, nu prea mai am treabă cu câine. Până la urmă a fost acceptabil cumva traseul ăsta. Dar nu e de mers prin tot de rești în veci cu bicicleta. Fain. Bă, să vezi că fug după mine, m-a văzut. Când merg pe aici, trebuie să dau viteză. A, nu, s-a oprit. A, ce m-a spărat. Nu, a început iar. O, ce viteză, cred că m-a pierdut. O, ce viteză are, bă, dă-i pedale, dă-i pedale. Să vezi că mă ajunge. Mamă! Unii e că nu mai văd. S-a oprit, cred că. E și dealul ăsta. Da, și de acum o bucată am prin câmp. Și următoarea destinație Străieștiu o să fie un mic drum prin care am mai fost. Bă, da, câtea gâză acelea. Mă atacă. Trecem până lângă un stup de albine. Poate nu mă atacă niciuna. Era să-mi iau în cap.
Da. Cam dat iar o leacă de căldură. A, da, uite, popșoaie lângă mine. Ești normal. Mă atacă tare găzile. Încă n-am scăpat de ele. Mai am până ce scăp de ele. Fa. E atâta drept și dealuri. Să mai vină și o vale, dar valea asta e periculoasă. Ah, câta pietroaie pe cilea. Oh, avem o căruță pe aici, e mai rar așa ceva. Acceptabil. Vai de capul meu ce sar pe aici. Mai rest roata din spate. Se dă stânga-dreapta. Băi, la câta... Auzi un câini. La câta... Ai de capul meu. Bă, dulăul ăla mare era tot aici. Bă, fix acum la urmă, fix acum la urmă. Ce m-am făcut? Trebuia să o iau încetul. E o căruță aici. Poarta e deschisă. Nu văd urmă de câine. E bun, vă dau câtea gunoaie aici. De data asta nu mai treci trenul. De-aia parcă eu am venit de aici prin dreapta. Aha. Și-am luat-o aici prin stânga. Urcă-și dealul ăla. Se ia. Ajung tractorul, tu-ți dai seama ce viteză am. Dealul ăsta te rupe. Nu știu de aici. Fel fermă ceva.
Cred că dulăul ăla stă acolo. Ce bun i-au scos ăștia ta mai lemnele, uite. Pe drumul ăsta, teoretic, nici nu mai știu. Ajung sub centura Sucevei. Oh, mă relaxez o leacă. Și după aia o eu ajung în Suceava, parcă în zona Sfântuilei. Uite, bă, tractorul ăsta unde stă. Arde pe acum. Și aici o. Locu-i, locu-i, da. Nu mai vrea să tăie camera, bă. Da, trecem pe sub pasaj. Hai, n-am fost niciodată pe aici. Interesant. Wow. Sau mai bine nu-l lăsăm. Oh, avem asfalt. Alt veț. Interesant pe cel. Așa, liniște. Mai e ceva copaci, aici e o mică pădure, ce e aici. Trecem pe lângă o biserică. A, dar parcă s-a schimbat ceva aici. Dar am mai fost pe aici. Interesant. Sunt am idee. Mamă, dar ce frâne are. Oh, am zburat pe capotă. Ce săream peste.
Ia uite, prins verde. Ce faci, nene? Aici o leacă la dreapta, că n-am fost niciodată. O, dar ce vale aici. Stai așa, că aici mai vin mașini. Undulău acolo mă așteaptă. Da, normal că trebuie să vii după mine. Ia ies prin altă parte, se pot urca. Cât acasă acolo. Hai de capul. Îți dăm ce-i pe aici. Ia. Mă uit o leacă aici, n-am fost niciodată. Ce scrisă-i? Deci nu mai intru înăuntru. M-am luat la întrebări. Mi-a plăcut că filmez. Așa. Stăm la vale, testăm frânele. Era șansa aici sau nu mai știu, era un mic șansă. Mamă, ce fain cobor la câinile ăla. Cred că a murit. Uuuu!
Nu era mort. L-am spărat cu tatu. Stai așa. Ăla-mi pe ăla-lalt. Vezi ce mă înhață pe mine. Uite la-i. Mă așteaptă. Fai, dacă nu mă bagă într-un sol. A luat o durere de genunchi, asta e rău. Ha, vii după mine, vii, vii, vii. Dă-i acolo. Cred că mai adaug vreo 5, nu știu și eu, în acasă. Și după aia, cred că mai ies o leacă. Nu știu sigur. Adaug vreo 120-30, nu știu. Da, e fain. Bă, chiar am putut face destul de bine traseul ăsta. Am putut schimba activa drumuri. Am făcut mai mulți kilometri. Da. Mă sunu bine. Cam nașpa traseu într-un fel. Era el e fain în sine, doar că întâmplările pe drum nu e de bun. Mai găsești așa mai într-un sas 31 care să-ți facă probleme. După aia, na, cine știe, dar până acum oricum a fost cel mai fain traseele celelalte, numai pe aici ceva ciudat. Dulăi nu lipsă deloc. Bă, da, dulăi e de acolo și mă atacau. S-au strânit mai mulți și au zis, hai da, pe el. Oh.